39.741 de locuri de muncă vacante la nivel național și 961 de locuri de muncă vacante în spațiul economic european sunt declarate pentru această săptămână. Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele agenției județene pentru ocuparea forței de muncă, sălaj sunt disponibile 126 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la ansamblarea și montarea pieselor, operator la prelucrarea cauciucului, confecționar, ansamblor, tehnician, textile, tapițer, electrician, mecanic, utilaj, sudor, lucrător comercial, vânzător și inginer. Din cele 126 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, două sunt pentru persoane cu studii superioare ingineri instalații, 124 sunt pentru persoane cu studii medii, operator la prelucrarea cauciucului, electrician, mecanic, utilaj, confecționer, muncitor necalificat. Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.aneofm.ro în secțiunea Locuri de muncă vacante, 961 de locuri de muncă vacante în spațiul economic european. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 961 de locuri de muncă vacante, după cum urmează Irlanda 907 locuri de muncă pentru măcelar, asistent vânzări, ajutor bucătar, asistent manager, Finlanda 40 de locuri de muncă pentru muncitor necalificat, culegător de căpșuni. Norvegia, 12 locuri de muncă pentru tractorist, muncitor forestier, montator calificat bucătărie și amenajări interioare, dulgher. Germania, 2 locuri de muncă pentru electrician, tehnician, electronist, pentru energia și tehnologia clădirilor. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele accesând www.aneofme.ro/eurs. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință ale căror date de contact se află pe site-ul www.aneufme.ro.